La examenul de titularizare organizat în urmă câteva zile, la nivelul județului Călăraș s-a obținut un procent de promovabilitate de 28,90%, clasând județul nostru pe penultimul loc la nivel național. Anul acesta, testarea candidaților s-a făcut într-un singur centru de examinare deschis la sediul Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu. Afișarea rezultatelor finale se va face pe data de 30 iulie, iar repartizarea pe post se va face în ședință publică la sediul Inspectoratului Școlar Județean Călăraș, în data de 31 iulie 2019, pentru candidații care au obținut note peste 7. Repartizarea se va face în limita posturilor publicate pentru angajare pe perioada nedeterminată. În perioada 26-27 august 2019 se vor repartiza candidații care au obținut note peste 5. În urma rezultatelor, procentul de promovare la nivelul județului este de 28,90%. Avem 43 de candidați care au obținut nota peste 7. În cele două zile de contestații avem 47 de contestații depuse. Din 149, marți pe 30 iulie se vor afișa rezultatele finale, iar pe 31 iulie vom avea ședința publică de repartizare pe posturi. Te-am menționat faptul că din 149, 61 de candidați au obținut note între 5 și 7 și aceștia vor intra în ședință de repartizare conform calendarului și 45 de candidați din 149 au obținut note sub 5.